Dacă săptămâna trecută am fost cu folclorul românesc prin județul Dolj, de această dată ne ducem în județul Gorj, acolo unde mie îmi place să spun că s-a spart oala cu soliști de muzică populară cu talente, pentru că sunt foarte, foarte mulți soliști de muzică populară și în special tineri care îmbrățișează această meserie de interpret de folclor, care știu să ducă mai departe folclorul românesc și portul popular oltenesc. Bună seara și bun găsit, sunt Carmina Vlad, iar de această dată, așa cum vă spuneam ceva mai devreme, mergem prin Gorj cu o fată tânără, frumoasă, talentată. Este eleva profesoarei Emilia Drăgătoiu Nanu și chiar mă bucur că am posibilitatea să promovez acest copil pentru că merită, are o voce superbă, am auzit-o și cântând live aici prin redacție pentru că și-a făcut încălzirea. O voi pune să cânte. Așadar, dați-mi voie să-i spun bună seara interpretei de folclor, Larisa Cârlugea, care îi spun bine ai venit. Bine v-am găsit, doamna Carmina, bună seara. Mă bucur nespus că sunt aici la dumneavoastră în acest platou extraordinar. Mă bucur că în sfârșit v-am cunoscut, pentru că noi doar am comunicat numai prin telefon, din păcate, dar din fericire sunt aici lângă dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care mi l-ați acordat și vă mulțumesc, îi mulțumesc de Dumnezeu că sunteți în viața mea. Mulțumesc din suflet. Eu mă bucur că, uite, te-am cunoscut în final, pentru că eu nu te știam. Emilia m-a sunat și uite, așa ne-am împrietenit, da. Am tot vorbit în telefon, da, prin telefon, da. Foarte mult, da, da. Și te-am văzut și la festivalul Maria Tănase, o să vorbim și despre acest festival Maria Tănase, unde tu ai urcat pe scenă. Dar haide să o cunoaștem pe Larisa Cârlugea, omul din spatele costumului popular. Cine este Larisa Cârlugea? Mai un alt nume în afară de Larisa? Cârlugea Larisa Daniela. Dar sunt cunoscută oarecum așa, ca cu numele de Cârlugea Larisa. Larisa este încă un adolescent așa, care trece prin obstacolele vieții. Sunt în prezent studentă a Facultății de Litere din Craiova pe specializarea muzică. Pedagogie muzicală, da, am da, înțeles. Anul întâi la buget. Uh-huh. Am o viață de adolescent, încă trăiesc această tinerețe din plin, mă bucur de fiecare moment, pentru că știm cu toții că după perioada de facultate urmează deja maturizarea și trebuie să fiu pregătită pentru ce mi rezervă viața și viitorul. Am terminat cursurile Clubului Elevilor din Rovinari. În prezent colaborez cu doamna Emilia și este profesorul meu pe viață, orice s-ar întâmpla, oriunde mă va duce viața. Doamna Emilia este pentru mine îngerul meu păzitor și nu cred că aș fi eu fără dumneavoastră. Este echilibrul meu în viață, ca să spun așa. Să știi că în viața nimic nu e întâmplător. Important este că Dumnezeu scoate oameni potriviți la locuri potrivite. Și de fiecare dată eu când mă rog, atât spun, Doamne, dă-mi sănătate, îți mulțumesc pentru ce mi-ai dat până acum și adu-m în viață oameni potriviți la locuri potrivite. Pentru că, așa cum spuneai tu, ești apropiată foarte mult de doamna Emilia Drăgătoiu Nanu, dar tocmai apropierea de Emilia poate că a făcut-o Dumnezeu, încât ție să-ți fie bine. Și chiar mă bucur că asculți de ea și vreau să vă spun așa, cum adaug din casă, n-am ce să fac. A avut un zgârdan, că așa se numește la gât, și i-am spus, vezi că ăsta îmi face parte din costumul popular oltenesc. Și a zis, mai bine îl dau jos de la gât, pentru că nu vreau să supăr pe doamna Emilia. Da, da, pentru că dumneavoastră este foarte pretențioasă. Mi-ai spus, da. Pentru prezența scenică, cât și pe partea vocală. Adică noi când urcăm pe scenă, doamna ia fiecare copil în parte și îl analizează din cap până în picioare. Uh-huh. Și mie mi-a intrat această disciplină în sânge și mă uit cu atenție cum sunt îmbrăcată, cum îmi așez marama, pentru că iar este un detaliu foarte important în costumul popular. Și de la ei, de la dumneaei, am încercat să iau această disciplină, să iau fiecare lucru în parte, să-l analizez. Cum face doamna Emilia? Cum își pune brâu? Cum își pune catrințele? Ca să fiu așa cum trebuie, să fiu
exemplu. Opregele la voi sunt. Da, da. Oprege, da, nu da. Cătrințe, vezi? Da, oprege, oprege, da. Și așa, vezi? Da. Dar spune tu de unde ești deloc? Din Rovinari. Dar bunicii mei sunt din Stejari. Bunicii paterni sunt de la Baloșani și materni din Băcești, sate vecine. Am înțeles. Acolo ai descoperit muzica populară? Este o poveste foarte frumoasă cum am descoperit eu muzica populară. Oarecum pot să spun că eu când de când mă știu. Pentru că muzica a venit așa din suflet, din totdeauna. Moștenesc acest talent de la bunica paternă. Mamaia din partea tatălui cânta de ceva timp. Știu că în clasa 7 a fost chemată la Antena Satelor și ceea ce însemna atunci un lucru foarte mare, să fii chemată la o vârstă destul de fragedă la Antena Satelor. Dar spune-mi, bunica mai trăiește? Da. Da? Da. Și te-a văzut cântând? Da, bineînțeles. Și la televizor? Săptămâna trecută am fost la dumneai și i-am cântat niște cântece de la Maria Lătărețu și a fost foarte emoționată și am cântat amândouă. Uite, știi ce ar fi bine? Să o înregistrezi pe bunica, să te înregistrezi cu bunica cântând da. Pe telefon. Da. O vei avea toată viața. Da. O să vezi ce drag o să-ți fie când o să vezi pe bunica ta filmată. Da. Eu am filmări foarte multe cu bunica mea și acum când nu mai e printre noi, crede-mă că atât de mult mă bucur că mi-e dor de ea, le văd. Da. Și mă bucur de ea, de sufletul ei, știi? Dar te-ai gândit să faci o înregistrare cu bunica? M-am gândit. Sper să o țină Dumnezeu sănătoasă. Și ce ani are? 80 de ani. Mulți înainte, bunica, să fii sănătoasă. Doamne ajută, da, să fie. Și inițial eu am fost dată de mică la multe cursuri extrașcolare, cum ar fi informatica, dansuri populare, dansuri moderne. Părinții au încercat să nu mă țin în fața blocului și să am mereu activitate, să frecventez diverse activități ca să nu am timp să stau. Pe parcursul timpului școala s-a îngreunat, au venit mai multe cerințe și a trebuit să îmi aleg ce vreau să fac. Mi-am ales vioara, muzica populară canto și dansurile populare. Am terminat 5 ani de vioară la Școala Populară de Artă și a fost așa o plăcere a sufletului meu și am rămas doar cu muzica populară canto și dansurile populare. Dar mai cânti la vioară acum? Nu mai cânt. Acum pot să spun că a venit alt instrument așa în sufletul meu, pianul. Nu sunt o expertă, dar încerc să înfloresc și pe partea aceasta. Și pot să spun că îmi place mai mult, îl simt mai aproape. Ai pian acasă sau? Da, am un pian acasă, da. Ce frumos, bravo! Și îmi place să cânt, mai ales că am început și facultatea, sunt cerințele de așa natură, să intonăm intervale, solfegii, la cor și este foarte important acest instrument. Da, te ajută foarte mult pianul. Da, și ca auz muzical. Este. Te poți să te acompaniezi cu vioara? Te acompaniai? Nu. Cu toate că era... Cred că a fost așa un vis neîndeplinit. Și sora mea a cântat la vioară și eu visam așa de mică, mamne, ce frumos ar fi să cântăm amândouă pe o scenă, dar timpul a decis să nu. Nici Andreea nu s-a mai ținut, nici sora mea și nici eu. Dar sora cântă? Nu. Are un auz muzical foarte bun. Și dacă auzim ceva la un cântăreț că distonează ceva, i-am face imediat, auzi că deci ea are ceva de la Dumnezeu. Dar n-a fost să fie, n-a venit din suflet, nu i-a plăcut, a fost mai mult împinsă de părinți și știți când faci ceva ce nu-ți place, nu e atât de ok. Vii de la sat, de acolo, de la Talpațării, cum îmi place mie să spun. Ai moștenit-o pe bunica. Da. Dar ai cules ceva de la bunica? Vreo melodie? Că bunica la țară nu mai știe. Sunt melodii. Da, dar am întrebat-o acum când am fost dacă mai știe cântece vechi și ea nici pe cele de le-am cântat nu și le aduce atât de bine aminte că au trecut ani de când am mai cântat. Și am cântat pe drumul de la Cepar și mai fredona așa cu mine, dar nu și-aducea aminte versurile și ideea melodică și am întrebat-o, mamaie, dar mata mai știi ceva cântece de mult? Nu mai știu, mamaie, că a trecut atâta timp și
N-am mai ținut minte. Și bunica a avut costume populare? A avut, mi-a spus că le-a dat, a mai spus mămaie să mai faci rost, că mi-e trebuie și a zis că se interesează și din păcate nu mai sunt păstrate. Am auzit că s-au vândut, s-au dat nepoților și nu mai sunt atât de căutate nici în comuna noastră, din păcate. Păcat, pentru că, uite, acum aveai nevoie de ele. Da, așa este. Dar bunica nu ți-a lucrat nicio cămașă sau nu știe să lucreze? Mi-a făcut opinci. Opa! Mi-a făcut opinci și mămaie. Și că, ciorap de lână? Da, da. Da? Și am spus, mămaie, să mai faceți ciorap de lână, că-mi trebuie. Da. Păi da, să mă și pentru casă și pentru... Și pentru opinci, da. Da, da. Să știi că eu acasă stau în cipicei făcuți lucrați, știi? Știi ce călduros sunt, n-ai idee. Sunt foarte călduri, da. Foarte buni. Da. Spuneai tu că ai moștenit-o pe bunica, că ești de acolo, de la sat, dar ți-aduce aminte prima melodie pe care ai cântat-o? Da, da. Da? Mi-aduc aminte, am avut-o înregistrată pe un telefon, pentru că atunci nu aveam calculator, casetofon aveam unul, dar nu prea mergea și mama mi-a înregistrat de pe un CD-ul în pădurea din Elești, de la Maria Apostol. Și acela este primul meu cântec învățat și îl port în suflet mereu și este acolo, aici. Îl mai știi? Cum să nu? Cum să nu? Este cântecul meu, e imposibil. O dată pe săptămână e imposibil să nu-l cânt. Păi dacă îl cânți o dată pe săptămână, de ce să nu-l cânți și la Tele 1? Îl cânt. Da. Măcar o strofă și un refren. Frunzulița, merg crețești o fof în pădurea din Lelești, primăvara cântă cucu, de se aude până la Runcu. Primăvara cântă cucu, de se aude până la Runcu. Dumădorule, mai iute o fof la căsoța de sub munte, la gura izvorului, sus pe valea Runcului, la gura izvorului, sus pe valea Runcului. Bravo, felicitări! Mulțumesc! Ce voce frumoasă ai! Mulțumesc! Te-am văzut acolo, eu lucram la calculator și ea își făcea repetiții și făcea încălzirea de voce. E normal, așa mă duc și la doamna Emilia. Deci, când știu că trebuie să cânt la dumnea ei, vocea trebuie încălzită obligatoriu acasă. Da. Doamna își dă seama din primele 5 cuvinte. Dacă am cântat acasă, dacă vocea este încălzită, deci suntem, ne-am învățat să fim punctuali. Foarte bine, militarie! Da! S-a dat militaria jos din pot cu Emilia. Da. Dar spune-mi, prima doină îți mai aduce aminte care ai învățat-o? Am cântat Cine iubește și lasă. Și vreau să subliniez faptul că am deschis Festivalul Maria Tănase la vârsta de 9 ani cu această doină. Cu Cine iubește și lasă, eram atât. Și știu că am lăsat o impresie extraordinară. Erai în recital, da, atunci. Da, am deschis festivalul, efectiv, nici nu intrase la Maria Tănase? Da. Aha. Și am o ocazie unică. Din păcate nu mai am nicio înregistrare, dar mi-aș dori să mă văd. Nu știu, a fost un sentiment unic și mi-l aduc aminte cu drag. Și apoi, peste câțiva ani, ai devenit concurent. Da, concurent a Festivalului Maria Tănase, una dintre cele mai frumoase experiențe ale vieții mele. Pentru că eu venisem foarte încărcată din această perioadă cu bacalaureatul, în care eu am stat foarte mult în casă, am învățat, nu m-am dus la spectacole, nu m-am dus la concursuri, nici n-au fost, într-adevăr, pe vremea asta de pandemie. Și Festivalul Maria Tănase a fost o terapie pentru mine. Am cunoscut oameni extraordinari, colegi extraordinari, am trăit momente unice și este un festival al sufletului meu. Faptul că nu ai luat premiu te-a... M-a ambiționat foarte mult. Nu te-a deranjat, nu? Nu. Deci important este să participare, exact. Da. Și mi-a spus doamna Emilia dinainte, Larisa, tu dacă treci preselecția, că am fost 64 și am trecut 30. La jumătate. Exact. Și pentru mine a fost o ocazie unică.
Și sfaturile doamnei Emilia mi-au rămas acolo în minte. N-a fost cea mai bună prestație a mea. N-a fost cea mai bună prestație și n-am avut o... Cum să vă spun eu? Am cântat foarte mult cu sufletul. Și n-am fost foarte atentă la intonație și poate și de asta nu... Dar au fost concurenți foarte buni. Au fost concurenții din toate zonele țării, concurenți cu importante premii și eu sunt onorată că am avut ocazia să particip cu asemenea oameni. Cu ce orchestră ai cântat tu? Cu Orchestra Maria Tănase. Spune-mi ce ai cântat? Doina Dete frunza prin pădure și cântecul Mariei Apostol Merge Neica pe Părău. Totu, ai cântat de la tine din Gorj. Da. Te-ai gândit vreodată să mai abordezi și alte regiuni? Chiar dacă nu... Acasă am învățat cântece din alte regiuni, dar eu cânt Gorj. Și punct. Deci, doamna Emilia, la fel, ne-a învățat să prețuim foarte bine și să fim foarte atenți la repertoriu. Pentru noi, ghidul în viață și pe partea asta artistică este Maria Lătărețu. Mai sus de atât nu se poate. Și solistele din Gorj sunt extraordinare și avem atâtea de învățat de la dumnealor. Și n-ar fi ok pentru mine să abordez alte zone. Într-adevăr, știu, cânt și alte zone, îmi plac alte melodii. Maramureș este zona mea preferată după Gorj. Îmi place să ascult melodii și România este o țară foarte bogată în cântece autentice. Dar tot Gorjul rămâne în sufletul meu. Pentru că ești gorjancă. Exact. Și la mine rămâne Dolșu pentru că sunt doljancă. Da. Uite, eu îți propun ceva. Să ne cânti primele două piese, după care o să continuăm discuția. Dragi mi scântecele mele și pe sub dealuri prin Vâlcele. Sunt dragi cântecele tale? Foarte dragi și chiar vreau să remarc faptul că Dragi mi scântecele mele este cântecul meu de suflet. Din repertoriul Mariei Tănase. Da, pentru că acest cântec mi-a adus foarte multe aplauze, foarte multe aprecieri din partea publicului. Am avut un spectacol la Pitești și m-a oprit o femeie și mi-a spus: Larisa, m-ai ridicat de pe scaun cu această piesă. Deci are un impact foarte bun asupra publicului și îmi place și ce vine din suflet se vede. Și mai ales când ai aprecierile publicului. Este cel mai important, dar și mai mult din partea specialiștilor. Adică poate așa să mă tragă de mânecă un specialist, e mai important decât să-mi spună cineva: bravo, ai cântat bine. Eu bag mai mult la cap ceea ce a spus un om de specialitate. Da, dar să nu uiți că publicul te ridică, exact. Publicul te exact. Coboară. Da, așa pentru este. Că tu cu juriu te întâlnești doar atunci în competiții, da. Da, în festivalul concursuri, dar la public, dacă ajungi la sufletul lui, acolo rămâi. Dacă te coboară cu publicul, așa s-ar este. Putea să nu te mai ridici niciodată sau foarte greu te ridici. Da. Haideți să te ascultăm cântând și după care sigur noi că, da. Revenim aici la Teleu Creva. Dragi mi scântecele mele, măi, 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 și dau alică, măi, că simt țara mea în ele, măi, 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 și dau alică, măi. Parcă simți că rup de aici, din inimioară, e de-a ta. Ai crescut cu ea și la bune și la rele. Când auzi un an de-a noastră zise bine, parcă simți cum saltă pietrele sub tine, măi. Dragi mi scântecele mele, măi, da-olică, măi, da-olică, măi, da-olică, măi.
te ajung puterile. Și-apoi mult mi-e drag, bădie, fetița îmbrăcată în mie, fetița îmbrăcată în mie, când cântă de bucurie. Hai, hai, foaie verde de-a vrămeasă, leliță cârciumăreasă, n-ai o fată mai frumoasă să-mi aducă vin la masă. M-am fată și flăcău, dar mai bine ți-aduc eu, dragi mi-s cântecele mele, măi, 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 și dau lică, măi, că simt țara mea în ele, măi, 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 și dau lică, măi, că ne-i zici o foaie verde frunză și arăpar, că sunt scorup de aici, inimioară e de-a ta. Ai crescut cu ea și la bune și la rele, zânată noastră zisă bine, parcă sunt cum s-ar pe pietrele sub tine, măi, 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 dragi mi-s cântecele mele, măi. Daolică, măi, daolică, măi, daolică, măi.
Am văzut cât de dragi sunt cântecele interpretate de Larisa Cârlugea și Larisa, spuneai de festivalul Maria Tănase, că ai fost acolo, dar aveți și voi acolo în Gorj un festival. Festivalul Maria Lătărețu. Da, unde am fost și laureata Festivalului Maria Lătărețu, iar un festival foarte important, un festival de renume și un festival care mi-a făcut foarte mult bine. Este foarte important mențiune. Este foarte important, fiind tineri și la început de drum, să luăm fiecare festival în serios și să învățăm câte un lucru din fiecare festival. Pe mine mă ambiționează foarte mult, pentru că eu sunt o concurentă cu mine însă. Sunt în concurență, zic, măi, astăzi a fost mai bine, astăzi a fost mai rău, pentru că sunt zile și zile. Dacă este ziua ta, n-are nimeni ce să-ți facă. Este ziua ta și punct. Adică am avut asemenea zile, mi-aduc aminte cu drag, de festivalul Meleaguri Brâncușiene, unde am o poveste extraordinară și, dacă îmi permite să vi-o spun, s-a ținut o preselecție la Școala Populară de Artă, unde a cântat foarte prost, foarte prost. Doamna Nana a zis nu, deci nu intri în concurs, că este foarte prost cum ai cântat. Da, doamna, știu, n-a fost ziua mea, asta este, și până la urmă n-au avut destui concurenți și m-au băgat în concurs. Și m-a sunat doamna Emilia Larisa, trebuie să te pui pe treabă bine, să cânți foarte mult acasă și să te ambiționezi să fii de înălțimea concursului. Am zis, bine, doamna, așa o să fac, o să muncesc și o să dau tot ce pot. Apoi s-a ținut concursul, eu am cântat în prima zi de festival și a fost o magie în aer. Deci am cântat extraordinar de bine, sunt lipsită de modestie, dar așa este. Și am reușit să câștig trofeul Festivalului Meleaguri Brâncușiene. A fost o ocazie unică, un premiu extraordinar de important, poate unul dintre cele mai importante premii ale mele. Și atunci am zis, băi, chiar pot. Chiar trebuie să merg pe drumul ăsta, pentru că am avut acest hop, această luminare și am zis, măi, trebuie să continui și să trag tare, pentru că, uite, Larisa, se poate. Nimic nu e întâmplător în viață și vezi cum a fost destinul? Da. Să nu aibă concurenți, da, ei, da, și să vii tu, da, și să iei și trofeu. Da, da. Te-ai mai dus și la alte festivaluri? Da, am fost la foarte multe festivaluri, la festivalul Filoftea Lăcătuș, unde am obținut trofeul. În vara aceasta am luat două premii foarte importante. Premiul întâi la festivalul Munte Munte Brad Frumos de la Baia de Aramă, iar un festival foarte important pentru mine. Premiul întâi la festivalul Cântecului și al Portului Românesc de la Tismana, unde am obținut premiul întâi. Și concurentă a festivalului Maria Tănase. Am fost la trei concursuri în această vară. Ce frumos! Bravo ție! Să ții bine de diplome, să ții bine de trofee, pentru că astea sunt încununarea muncii tare și trebuie să spunem că astea sunt amintirile tale peste ani și ani. O să vezi peste ani și ani ce drag o să-ți fie când o să te uiți la diplome, la trofee. Sunt mulți soliști de muzică populară. Uite, eu am fost acasă la Ion Drăgan și vreau să spun că am văzut câte diplome avea, da, da, și da, câte trofee și le ținea acolo, da, și le păstrează. Asta înseamnă că e drag și că poate să păstreze ceva peste ani și ani încât să-și aducă cu drag aminte. Da. Câte costume ai? Pentru că ai venit într-un costum foarte frumos. Nu am foarte multe costume întregi. Dar le poți asorta. Da, da, le schimb între ele. Adică, de exemplu, acest costum pot să pun vâlnicul. Sunt diferite obiecte populare. 5 cred că am întregi. Dar am foarte multe perechi. Înțelegeți? Da, da. Și acum poți pe tine un costum? Gorjenesc. Un costum nou achiziționat, cred că acum 2-3 ani. Acestea sunt niște oprege primite recent, chiar în vara aceasta. O doamnă a venit la doamna Emilia și a spus, măi, am niște oprege. Și a zis doamna Emilia, ia stați că am eu o fată
care chiar are nevoie de ele. Și m-a chemat și a zis, uite, Larisa, doamna aceasta vrea să-ți dea aceste opregi. Și am fost foarte încântată, pentru că v-am spus, nu mă simt niciunde și nici cum mai frumoasă decât în costum popular. Și uite, vezi că am și eu opregi. Da, am observat, da, foarte frumos. Da. Am și eu ceva de la Gorj. Am zis frumos. Că să mă le iau acum cât sunt cu tine în emisiune, ca să spun că și să... Sunt și o gorjancă jumătate, să zic așa. Da, foarte frumos. Dar ziceai tu că acest costum este, îmi spuneai înainte de emisiune, este un costum specific? Gorjenesc. Nu! Ai zis că este de... Nu mai știu ce v-am spus. Nu mai știi? Că nu ți-am zis eu că puteai să-ți iei o pinci, ai zis. A, boieresc, da, așa, păi așa este. Asta vreau să spun. A venit vorba de opinci, vorbeam cu dumneavoastră de opinci. Și iar o lecție foarte importantă pe care am învățat-o de la doamna Emilia este cu opincile. Deci femeile când se duceau la horă se încălțau în opinci, iar apoi când intrau în horă se descălțau și își luau pantofii. Pentru că la costumele noastre boierești și foarte frumoase și bogate și extraordinare nu se poartă opincile. Opincile oarecum sunt simbolul sărăciei. Uh-huh. Înțelegeți? Și am băgat chestia asta la cap și am zis, măi, eu la fiecare costum trebuie să port pantofi. Da, și am văzut că ai un pantof cu toc lat, adică un pantof simplu, frumos, dar și cu toc lat, nu cu toc cui. Uite, boieresc, dar este foarte frumos costumul. Mulțumesc frumos. Și poate ajungi și tu vreo boieroaică. Doamne ajută, de ce nu? Da, m-am uitat la un interviu cu Olguța Berbec și spunea care a fost eleva tot a Emiliei. Tot a doamnei Emilia, bineînțeles. Da. Și îmi place să vizionez oamenii mari și la fel m-am uitat la diverse emisiuni ale dumneavoastră să văd și să iau aminte ceea ce spun mari artiști și ea a specificat faptul că la costumul popular se poartă pantof negru, nu crem, nu roșu, nu alte culori. Deci pantoful negru și așa ceva se poartă la costum popular. Da. Uite, te-ai dus la vreun muzeu să vezi așa costume populare, să vizitezi? Da, da. Vai cât... Și voi aveți acolo în Gorj un, un muzeu. Da, da. Și la Cutișoara, da. Muzeul de la Cutișoara unde se fac filmări, da. 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 N-am fost niciodată la Cutișoara, trebuie să recunosc că am fost la Pitești și la Vâlcea. Acolo am fost. Dar foarte frumos și am filmat în muzeul satului Vâlcean. Foarte frumos, un peisaj extraordinar acolo și chiar acum așa pe toamnă, acum un an sau doi, nu mai știu exact, dar foarte frumos. Mă gândesc așa cu trecerea timpului că vei avea parte și vei colecționa mult mai multe costume. Să dea Dumnezeu, da. Te gândesc să te mai duci prin sate, să mai aduni? Da, da, chiar vreau. Dar melodii ai cules de prin satele tale? Nu, n-am cules pentru că nu mai sunt oameni. Nu mai sunt oameni care știu cântece populare. Încerc să caut foarte mult și pe internet repertoriu unic de la Maria Lătărețu în special, pentru că dumneaia ei este modelul meu. Uh-huh. Dumneaia ei și doamna Nan. Modelele mele în viață și țintele mele în viață. De ce? Că Emilia Drăgătoiu Nanu are o voce superbă. Extraordinar. Și mie îmi place foarte mult cum cântă. Extraordinar. Deci eu o cunosc pe Emilia de 20 de ani, îți dai seama. Datorită dumneai... Și tu nu erai născută când ne-am cunoscut noi. Datorită dumneai am reușit să înfloresc. Și atât pe plan personal, rezultate școlare, rezultatul de la bacalaureat, admiterea, datorită dumneai am reușit să cunosc atât de multe persoane importante care și-au lăsat amprenta adânc în viața mea și în această carieră pe care vreau să o am. Și nu știu... Doamna Emilia este totul. Este omul pe care îl sun atunci când am o bucurie, când am o tristețe. Doamna Nanu îmi știe reușitele, dar și nereușitele. A fost lângă mine în permanență și la fiecare urcuș și coborâș. Ți-a fost ca o mamă? Da, da. Cred că este acolo exact ca o mamă. Are același, cum să vă spun eu? Același loc? Da. Da.
este trimisă de Dumnezeu în viața mea. E, vezi că nimic nu e întâmplător în viață și îți trimite Dumnezeu oameni potriviți la locuri potrivite. Da. Dar să ții minte un lucru, să nu uiți niciodată de unde ai plecat, să nu uiți niciodată oamenii care te-au ajutat în viață și atunci când vor fi și ei bătrâni la rândul lor, să fii și tu în ajutorul lor. Exact, da. Adică știi numai când vor fi bătrâni, dar și când au nevoie. Înțelegi? Pentru că nu se știe niciodată cum se întoarce roata. Da. Și am eu o zicală, roata se întoarce fie ea și pătrată. Da. Așa că se va întoarce într-o bună zi. Dar uite, mă bucur că aflu de la tine atâtea multe lucruri și mă bucur că există oameni în, și mai ales soliști de muzică populară care sprijină tinere talente și vreau să spun că Emilia m-a mai trimis copii aici, da, pe care i-am avut. Da. Copii talentați. Foști elevi ai ei. Da. Foarte frumos. Ce faci tu acasă? Oh, 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 ce fac acasă? Păi, ținând cont că am început facultatea, sunt cu învățatul și încerc să mă pregătesc cât de mult și cât de bine pot. Cânt, mă plimb, ascult muzică, mă mai duc atunci când am nevoie la domnul Florin Berculescu, care m-a ajutat să intru la această facultate și... Te-a pregătit, adică. Da, este un om la fel, n-am cuvinte, efectiv. Și gătesc mai nou. M-am băgat și în ale bucătăriei și mi-am dat seama că nu sunt atât de stângace cum credeam. Chiar fac o mâncare destul de bună. Bineînțeles, învățând de la doamna Emilia, pentru că eram foarte atentă când dumneai făcea de mâncare și învățam fiecare secret al dumneai. Și mă duc pe la țară. Acum că... Și la bunicii materni și la bunicii paterni? Da. Uh-huh. Mai ales că acum trebuie să mai mă duc și pe la Craiova, mă duc și pe la mătușa mea, Moșica, pe care o salut și o iubesc din suflet, îi mulțumesc pentru tot și este alături de mine oricând și oriunde. Și cam atât. Dar spune-mi, ce gătești? Am făcut și ciorbă. Am făcut și ciorbă de perișoare. A, bună și cu smântână și cu ardei iute și hrean. Da. În plongură, așa. Tocăniță de roșii. Mă mai uit pe diverse... Aia e bună cu mămăligă? Da. Și am făcut așa și cu piept de pui printre ea. Auzi? O delicatețe. Vezi, poate te dau afară din plat, că deja am făcut și poftă. Așa. Glumesc, bine. Tot felul de rețete de pe internet, pui învelit cu ciuperci învelite în piept de pui, mai mă bag și eu nasul așa. Păi da, de ce? Că sunt foarte bune și eu iau multe rețete de pe internet, YouTube. Da. Și le fac și prăjituri. Eu la prăjituri. Eu duminica eu trebuie să fac prăjituri. Știu, adică mi-ați se spus. Cunoaște. Mi-ați spus. Da, duminica trebuie să fac prăjituri, că dacă nu fac măcar o gogoașă sau o clătită, ceva, o chestie, dacă nu o fac, nebunesc. Mănânc foarte multe dulciuri. Asta e, ce să fac, nu mă pot abține. Și mai ales la ciocolată. Aseară chiar vreau să spun că m-a sunat fratele meu și a zis că vine până la noi și că era printr-un magazin și am spus, ia-mi și mie o ciocolată, de care vrei? Zic, una de aia la 100 de grame. Zice, lasă că-ți iau una de 300, jumătate am mâncat-o. Deci, da. Prăjituri faci? N-am făcut, spre rușinea mea, dar niciodată nu spun niciodată. Nici clătite? Clătite, pancakes am făcut. A, da. Mă scuze. Păi nu sunt prăjituri, mă, gândeam că zice să facă prăjituri. Mai fac clătite, chiar am făcut vara asta. Care e prăjitura preferată? Doamna Emilia face o prăjitură cu vișine. Pandișpan, nu știu cum se numește, habar, dar foarte bun. Cu vișine. Da, da. Plăcintă, la fel, plăcintă cu mere, plăcintă cu brânză, am mâncat la dumneai. Plăcintă cu dovleac? N-am mâncat. Plăcintă cu dovleac. Data viitoare când vin Craiova, să fac eu. Să-mi faceți, vă rog. Da, și îți dau eu plăcintă cu dovleac, să vezi ce bună e. Mamă! Așa. Abia aștept să gust și din dulceață pe care mi-a zis-o că doamna Carmina a venit așa ca o mamă și mi-a adus și de mâncare, mi-a dat dulceață de struguri, zacuscă. De mere. Da, abia aștept. Și vine-te la borcan. Da. Da, le poți faci și salată de vinete cu maioneză dacă vrei, dacă nu ți poți tu le faci fără. Dulceața de struguri și mie îmi place. N-am mâncat niciodată. Dar se face greu, că dacă ai struguri, de exemplu, eu am struguri cu semințe, știi? Da.
Și trebuie să adun strugurii. De când începe ea să fie albă, să încep să adun strugurii, că ea să iei afară, singuri. Da. Și acum mi-am pus viță de vie cu curte cu struguri fără semințe, fără sâmburi. Și atunci să vezi dulceață ce o să fac eu peste 2-3 ani. Dulceață de asta, de-abia aștept. Îmi plouă în gură. Pentru că mie place foarte mult dulceața de strug și noi facem pentru că am avut viță. Abia aștept să da, am avut viță de asta, cu strugul de făcut dulceață și automat este foarte, foarte bună. O da. Să-ți placă, o să vezi tu. Vă sun după ce gust imediat. Așa. Apropo, ai făcut murături, chestii de asta? Nu, n-am conserve? Făcut. N-am făcut, din păcate. Nu? N-am făcut. Dar să știi că încet, încet înveți. Da. Da. Și așa te înveți. Uite, poți să faci acea tocăniță de roșii, să o faci special pentru iarnă, să faci foarte multe, știi? Legume la congelator. Ți-ai făcut? N-am făcut, dar am în gând. Am în gând să fac. Mm-hmm. Foarte bine, pentru că uite așa îți faci și provizii. Și mă inițiez și pe partea asta a bucătăriei. Da, încet, încet. Dacă da. Important e să-ți placă, știi? Și îmi place, da. Și bineînțeles, muzica e nelipsită, mai ales dacă gătesc cu muzică, e... mai mă învârt, mai cânt, este o armonie așa totală. Ce frumos! Cine se ocupă de costumele tale populare? Eu! Și tu ți le speli? Tu ți le calci? Da, mă sfătuiesc cu doamna Emilia. Acum costumul este călcat de moșica mea, am rămas la dumneia aseară și a avut grijă de mine atât aici cât și la Maria Tănase. Mm-hmm. Eu am fost cazată la hotel, mi-am lăsat bagajul la dumneia și a venit cu costumul impecabil, deci n-a fost așa de bine călcat niciodată. Este, are un har de la Dumnezeu în a călca haine și după cum se vede a avut grijă și de această dată să fie impecabilă. Foarte bine, pentru că, uite, așa te ajută, știi, dar trebuie să înveți și tu încet, încet. Da. Ești copil deocamdată, câți ani ai? Mi le calc și eu, 19, mi le calc și 19. Eu, dar când iese dumneai ei, o las să... Să-ți fii răsfățat. Da, da. 19 ani, mulți înainte, sănătoși. Mulțumesc, la fel și este o vârstă fragedă. Foarte fragedă, da. Important este să vrei să muncești și să faci ceva în viață. Da, așa este. Ce vrei să te faci când vei fi mare? Întrebarea. Adică după ce termini facultate. Ce-ți dorești? Deci, visul meu de când eram mică este să fiu și prezentatoare într-o emisiune. De ce? Mă văd. Nu știu, mă văd. Mă văd făcând asta. Îmi place foarte mult să vorbesc. După cum se poate observa, îmi place foarte mult să cunosc oameni, să-i descoper, să intru în amănunte. Și mă văd un om de televiziune, mă văd profesoară de canto și chiar sunt foarte atentă și la doamna Emilia când lucrează cu copii. Eu stau acolo, doamna, mă lăsați pe mine să stau, să ascult și eu cum cântați și ce faceți. Și fiecare detaliu pe care doamna ei îl face cu copiii și cum lucrează, eu încerc să fiu foarte atentă să fur în ghilimele, în sensul bun, de la dumnei. Păi, meseria se fură, nu se învață, să știi. Da, așa este. Dar tu îmi ziceai ceva, că ți-ai fi dorit să intri undeva după ce termini facultate. Noi am vorbit foarte mult la telefon, trebuie să recunosc. Am făcut emisiuni întregi la telefon. Da, da, așa este. Mi-aș fi dorit să urmez muzici militare. De ce muzici militare? Adică este să cânte o poveste pe traducere? La fel. Foarte lungă și foarte frumoasă. Numai puțin, să înțeleagă telespectatorii pe în traducere, adică să facă parte dintr-o fanfară militară. Militară, da. Da. Este o poveste foarte frumoasă. Eram la pregătire la istorie, la doamna mrejerul Marcela, pe care o și salut, și dumneai mi-a spus, măi Larisa, tu dacă veneai un pic mai devreme la mine, te duceam la academie. Că eu stăpâneam foarte bine istoria, mi-a și plăcut de doamna cum predă și eram fascinată de cum povestește și cum lucrează și mi-a plăcut foarte mult. Materia, să știi că o poți învăța foarte bine de la profesorul de care ești îndrăgostit, exact, cu ghilimele. Exact, exact. Eu n-am învățat istorie până în clasa 12. Și am venit la doamna Emilia după pregătire și am spus, doamna, uitați ce spusă doamna mrejerul, că m-ar fi dus la academie. Și face doamna, măi Larisa, ia caută tu pe internet muzici militare. Și când am văzut ce frumusețe și am fost atât de impresionată de tot ceea ce se întâmplă acolo, dar din păcate nu pot să mă duc pentru că am dioptrii foarte mari, am probleme cu ochii, dar sper dacă o să mă operez să pot să urmez aceste cursuri.
chiar mi-aș dori să fac acest lucru, să mă operez ca să pot să scap de această problemă cu ochii, care nu mă lasă să fiu foarte bine nici pe scenă și îmi pune așa o piedică. Și dacă aș rezolva această problemă, clar m-aș duce. Fără să mai stau pe gânduri. Chiar dacă probele sunt extraordinar de grele și teorie și probe sportive, aș reuși. Nu mai îmi pun problema dacă pot. Pentru că am observat că pot după bacalaureat. Dar spunem, la ce instrumente ai duce? Pian. Pian, am auzit că se intră pe pian și pot să fac un instrument de percuție. Încă nu știu foarte bine fiecare detaliu, dar o să mă interesez. Da, să știi că poți să faci chestia asta. Da. Este o ocazie unică să se intre acolo. Da, și noi avem aici centru militar în Craiova, da. Unde te poți interesa despre toate... Și în Târgu Jiu este, da. Da. Toate detaliile. Da, 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 da. Bine, tu fiind din Târgu Jiu, poți să te interesezi direct acolo. Eu îți propun ceva, hai să mai cântăm două piese, că am vorbit, ne-am întins la taina amândouă. Și am ales aici Lazji, Murgule Lazji și cântă Păsărinle Luncă. Da, un cântec foarte frumos al Mariei Lătărețu. Păi haide să te ascultăm cântând, după care noi revenim. Sigur. Lași murgule, lași, hei, lași murgule, lași, la fetițe dordolii cu obrajii rumenii, la fetițe dordolii cu obrajii rumenii. Lași murgule la pas, lași murgule la pas, că buiestru nu te las, că buiestru nu te las. Ești de beau, ești de mănânc, eu acasă nu te mai duc. Stai murgule priponit, stai murgule priponit, că mă duc după iubit, până-i fânul necosit, până-i fânul necosit și trandafirul florit. Paște murgule dudă, paște murgule dudă, și du-mă unde vreau eu, și du-mă unde vreau eu, la mândruța peste și că ne-am iubit de copii. Paște murgule dudă, și du-mă unde vreau eu, la mândruța peste și că ne-am iubit de copii. Aștept-te-n prag, of,
plâng ca urmele mele. Parcă necazul mi-o face. Cântă pasăre și tu, măi Ioane, măi, nu-mi amară sufletul, măi Ioane, nu-mi amară sufletul, of, of. Nu pot cânta, măi voinice, zboare. Plugării când au trecut, măi Ioane, măi, pe toți mi-a omorât, măi Ioane, cum pot, Doamne, să mai cânt, of, of, pe toți mi-a omorât, of, of. Cum pot, Doamne, să mai cânt? Of, of, plugării că n-au trecut. Of, of, pe toți mi-au omorât. Povestea de viață a Larisei Cărlugea, spusă astăzi de ea, dar Larisa, vreau să te întreb, florile îți plac? Foarte mult, da. Lalelele sunt preferatele mele. Da? Da. Lalelele galbene. Ce frumos. Da. Tu nu stai la curte, stai la bloc. Da, din păcate. Mi-aș dori foarte mult să stau la casă. Dar poți să spui în vază, știi? Da, da, da. În saxie, îmi spui lalele. Dar acasă ai flori? Am câteva flori, nu foarte multe, orhidee, cactus, nu pot să spun că e o casă plină de flori. Mm-hmm. Da. Cactușii să-i pui pe lângă calculator, știi că atrag toate energiile da? De acolo, da? Nu știam. E, undele, dar... cum? Wow, super, o să fac acest lucru. Poți să pui lângă calculator. Și cine are grijă de flori? Și eu și sora mea. Depinde cum suntem acasă. Tu stai cu sora? Da. Sora vine cu tine la spectacole? Venea într-un timp, dar acum ea este angajată, este la muncă și nu poate să vină mereu cu mine. Dar să știți că m-am învățat și singură. Mă duc singură, îmi fac treaba singură. O sun pe doamna Emilia, doamna Emilia, să-mi spuneți cum arăt, o filmez marama de la spate, ea să-mi spuneți, e bine brâu. Deci, v-am spus, doamna Emilia este mama mea. Da, da, alea să numesc bete, să știi, brâu e la bărbat. Sau bete. Mai avea o denumire, dar nu mai am un lapsus acum și bete, la, bete, cel puțin la noi, bete. Da. Și brâule la bărbat. Lasă că le înveți tu. Da. Stai liniștită, ia, păi ce, câți copii nu știu chestiile astea. Spune-mi, cum îți alegi repertoriu? Păi, doamna Emilia. Tot doamna Emilia este sprijinul meu și pe această cale.
Dumnezeu ei ne îndrumă spre artiștii mari, Maria Lătărețu, cum am spus, Filoftea Lăcătușu, Maria Apostol, Emilia Bubulac. Și de ce nu Dumnezeu ei? Am cântece pe care le cânt de la Dumnezeu ei, ce ușor e lumea fără dor, este preferatul meu. Doina pe care am interpretat-o la Maria Tănase este a Dumnezeu ei. Și a fost o doină norocoasă, cu doina aceea am luat trofeul la Meleaguri Brâncușiene. Și Dumnezeu ei ne spune ce repertoriu să alegem și cât de atenți trebuie să fim la acest detaliu. Și ți alegi tu piesele care îți plac ție sau? De obicei așa se întâmplă, pentru că îi spun, doamna, nu-mi prea, nu-mi place. E un cântec, vine cucu de 3 zile, cântecul este foarte frumos, dar nu este, nu-mi vine. Nu-mi vine pe voce. Dar și nu îl simt atât de bine. Cântecele pe care le simt și le cânt cu sufletul, îmi ies și foarte bine. Pe care le trăiești. Da, exact. Și știi că o melodie pe care o interpretezi trebuie să și transmită mai departe mesajul, ca cel care îl ascultă să-l perceapă foarte da. Bine. Da. Pentru că degeaba cânti tu o doină de jale, dacă tu ești cu zâmbine, exact, știi? Da. Sau cânti o horă, dar ești... Și da, da, contează știi? Foarte mult și aceea. Trebuie expresia. Să știi să transmiți. Da. Și doamna Emilia, la fel, a lucrat foarte mult cu noi pe această latură. Doamna Emilia este atentă și la cântecele pe care le dă copiilor. Adică nu poate un copil de 8 ani să cânte Dulce Dragostea pe Fâncosit. Mm-hmm. Nu. Este foarte atentă cum ne trimite la concursuri și repertoriu greu care să ne scoată în evidență calitățile vocale și pe noi, să ne vină bine în voce. Da. Da. E important, foarte important. Da. Da. Știi ce m-am uitat la tine? Te-am admirat cu machiajul. Machiajul foarte... Discret. Da. Discret. Da. La fel, tot doamna Emilia ne-a învățat cum să ne scoatem ochii în evidență. O întreb, doamne, bine cum mă machiai? Este bine cum mă făcui? Dolteam, cam cum mă machiai? Cum mă făcui? Da, da. Da. Ce dulce. Dar ai o melodie preferată a ta pe care o cânti în festivaluri, în concursuri, în spectacole, de ce nu? Toate îmi sunt dragi, foarte dragi. Când mă duc la doamna Emilia, îi spun, doamna, haideți să cântăm. Ce am acolo? Păi, aia așa, așa. Toate cântecele îmi sunt foarte dragi. Dragi mi-s cântecele mele. E un cântec care îmi spune cu adevărat ce e în sufletul meu. Mm. Da. Toate îmi sunt dragi. Ai vreun solist de muzică populară sau o solistă de muzică populară din Gorj pe care o admir foarte mult? Maria Lătărețu. Maria Lătărețu. În afară de Maria Lătărețu. Doamna Emilia, la fel. Doamna Emilia este îndrumătorul meu. Mă uit cum cântă, cum folosește melismele. Sunt foarte atentă și este modelul meu. Are și o voce foarte atât frumoasă, în viața Emilia. Personală, modelul meu în viața personală, un om extraordinar de echilibrat și am și spus, doamnă, dar cum puteți să fiți atât de echilibrată și să luați decizii atât de bune? Larisa, experiența. Înveți da, experiența de viață, vă da. Îți dai seama că femeia are 60 de ani, da. Deci are o experiență de viață exact. Foarte mare. Da. Dar te gândești să-ți faci și melodiile tale din... Ca să ai tu repertoriul da, tău. Da, am două melodii interpretate chiar în această seară pe Sudelul prin Vâlcele și Pădure sără pădure, făcute de doamna Emilia, dar sunt cântecele mele, înregistrate mm-hmm. de mine pe negativul meu. Mm-hmm. Dar un CD-ul te-ai gândit să scoți? Da, m-am gândit. Chiar este o dorință și un vis care arde acolo în sufletul meu. Sper să se îndeplinească cât mai curând, dar deocamdată am alte obiective, să particip la diverse concursuri mari, să termin această facultate cu brio, să am master, să am doctorat, să îmi termin studiile așa cum trebuie și am răbdare că Dumnezeu mi le așează așa în viață cum trebuie. Stai să vezi cât ai de învățat la doctorat. O spun eu din propria mea experiență, așa că nici nu știi ce te așteaptă. Dar te-ai gândit să faci înregistrare cu o anumită orchestră? Da, visul meu este să fac imprimări cu orchestra Lăutarii. Prima oară i-am văzut aici la Maria Tănase și mi-au curs lacrimile, efectiv, pe față, ascultam și îmi curgeau lacrimile. Ziceam, Doamne, divin! Acest sună foarte bine divin, pentru că foarte multe viori. Divin, foarte, foarte mult. Deci divin au sunat, divin. Da, sunt și profesioniști. Eu pe ei i-am descoperit prin 90, când a făcut aici un spectacol. Ei nu erau cunoscuți.
Da. Atunci, ții minte că Doina Băierică și-a lansat un CD, ba nu 90, 95, 96, cred că, sau 94, nu mai știu exact oricum. Da. Și-a lansat un CD cu Ion Dălănescu, Fată Mare, Moș Bătrân, Doina Băierică și Ion Dălănescu. Și era imprimat cu Lăutare din Chișinău și erau primul lor spectacol venit aici în România. Și au avut aici și la Teatru de Popuș, fostul clubului Electro, cum îi zicea înainte. Cu ce orchestre ai colaborat până acum? Cu Doina Gorjului și cu Orchestra Maria Tănase. Și dirijori? Domnul Aurel Blondea, domnul Marcel Parnica și domnul Nicolae Drăghia. Uh-huh, de la Maria Tănase. Da, da. Foarte mult îmi place. Am colaborat o singură dată cu Marcel Parnica, dar n-am văzut ce profesionist este. Așa este. Și un om extraordinar. Da, fai de capul meu. Deci mi-a plăcut foarte mult. Deci asta înseamnă să fii profesionist. Te gândești să te duci la un ansamblu? Da. Este la fel ceva de făcut în viitor. Sper cât mai curând și cât mai repede. V-am spus, am răbdare și muncesc acasă să fiu remarcată prin concursuri, să iau premii importante și să intru în atenția oamenilor mari. Asta e important. Da, foarte important. Și bineînțeles și partea cu învățatul, să nu las facultatea, să mă pregătesc foarte bine și mai ales că acum, de acum încolo să fac numai muzică. Și abia așteptam după ce am terminat bacalaureatul, Doamne, abia aștept să mă duc la facultate și numai muzică să am în viața mea. Ne mai cânti o melodie? Live. Da, aici, acapel. Vă cânt o melodie pe drumul de la Cepari, o melodie pe care am cântat-o acum când am fost la țară. Am fost pe curătură cu mătușa mea, un peisaj extraordinar unde se vedea satul, pădurea, deci de vis. Un loc în care mi-am deschis sufletul și am început să cânt, efectiv. Măcar un fragment. Da. Foaie verde, fir mărar, pe drumul de la Cepari trece o fată și un jandar. Trece o fată și un jandar. Jandarul trece călare, fata mare pe picioare. Fata strigă în gura mare, ia-mă jandare călare, că nu mai pot de picioare, că mi-e murgul slab de șale și mi-e drumul gloduros. Nu mai pot merge pe jos. Frumos. Și cum sună un cântec din ăsta pe câmp, așa, prin superb, pădure? Un ecou. Divin. Absolut divin. Când te duci la țară, când spui bătătură? Da, și... Și ce zic vecinii? Nimic. Ce să zic, ascultă. Da, ai cântat vreodată la tine în sat? La zilele comune? Da, sau... se țineau cu festivaluri de folclor la Stejari, unde am obținut un premiu întâi, pe la toate comunele vecine m-am dus și am luat toate premiile de întâi, la Căpreni, la Bustuchini, unde se țineau concursurile și îmi plăcea să mă duc, mai ales că era de acolo, din zona de la mine și... Și ce ziceau aia de prin sat? Ia uite alucutare. Da, că da, așa da. Sunt, așa e porecla la țară. Da, da. Alucutare, ia uite alucutare ce cântă. Da, da, așa este. Da? Și te felicitau? Și mă urmăresc de fiecare dată când sunt la televizor, sunt cu ochii pe mine. Dar eu m-aș duce la ele și le-aș zice, v-a plăcut cum am cântat? Dați-mi și mie un costum, păi o da, mie, așa-i. O da. Poală, niște oprege, o maramă, nu? V-am da. Plăcut? Atunci dați-mi și mie. Exact. De acolo, păi da. Dar ai zis că ai o poveste cu marama norocoasă. Marama este obiectul meu norocos de când sunt mică. De când am fost la diverse emisiuni televizate, mi-a plăcut să port maram. V-am spus, cea mai frumoasă, eu sunt în costum popular. Și este obiectul meu de suflet. Nu mă simt completă fără această maramă. Ce frumos! Da.
Chiar îmi povestea înainte de emisiune și a zis că cea mai frumoasă eu sunt numai în costumul popular, nu în hainele civile, ci în costumul popular, pentru că mă reprezintă. Și un lucru frumos. Da. Dar mamaia te-a văzut vreodată așa în costum popular? Da, da. Și plânge de fiecare dată când mă vede la televizor. Să-ți faci poze. Da. Eu am cu poză cu bunica mea în costum popular. Ce frumos. Eu îmbrăcată în costum popular și bunica lângă mine. Foarte frumos. Ce drag mie că am poza aia, nici nu-ți dai seama. Ce-ți dorești? Per total, că uite, ne apropiem de finalul emisiunii. Ce-mi doresc? Îmi doresc să mă realizez pe această parte artistică, să nu dezamăgesc oamenii care au fost lângă mine mereu și care mă susțin, indiferent de situație, și să ajung acolo sus, acolo unde mă văd și unde visez. Doamne ajută, așa să fie. Să mă ajute Dumnezeu. Eu îți mulțumesc pentru prezența. Vă sper să mai și eu din suflet. Au trecut așa de repede. Da, uite, a trecut o oră. Da. Vezi? De da. Interviu. O oră de interviu. Pe lângă piesele pe care le-ai cântat. Dar eu te mai aștept cu drag. Și eu o să vin cu cel mai mare drag. M-am simțit extraordinar. Mă bucur și sper să te duci în continuare la Festivalul Maria Tănase, pentru că trebuie să iei premiu acolo. Neapărat. Da. Trebuie să iei premiu, să știi. Da. Pentru că meriți, ai o voce extraordinar de frumoasă. Mulțumesc. Ești frumușică, foc ești de frumușică. Și dumneavoastră. Și cu zâmbetul pe buze, ești o fată pozitivă. Deși, dacă stau bine să mă gândesc, acum trebuie să dau din casă, are o poveste de viață cutremurătoare, dar e mai bine să o ținem așa, nu da. Vreau să o spunem, da. Știi, pe post. Da. Dar, uite, cu ajutorul oamenilor. Ești o cu ajutorul doamnei Emilia, cu ajutorul oamenilor care sunt lângă mine și care mă sprijină, am uitat de momentele grele din viața mea. Eu ți-am spus și spun. La mine poți să apelezi oricând. Știu, orice oră știu, doamna Carmina. Da, pentru că noi am vorbit și la 12 noaptea, trebuie să recunoști dacă e nevoie, asta este. Și asta cu dumneavoastră foarte mult timp, pentru că sunteți o energie foarte pozitivă. V-am spus de când am intrat, doamna, am așa o energie, abia aștept să vorbesc cu dumneavoastră. Pentru că eu sunt foarte pozitivă, la mine nu există nu. Da, am observat. La mine nu există nu, la mine nu există nu se poate. Da, am observat. Larisa, lasă-mă puțin să dau un telefon și revin imediat. Nu există nu se poate. Da, nu există. La mine nu există nu se poate și nu există nu. Eu nu am în dicționar acest nu. La mine totul se poate, totul se rezolvă, pentru orice probleme există o soluție. Da. Scurs și cuprinzător. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc pentru și eu. Prezență. Mulțumesc. Mi-a făcut plăcere să te cunosc. Și mie foarte mult. Eu am cunoscut-o așa îmbrăcată în costum popular, că așa a venit îmbrăcată. O să o văd după ce se termină emisiunea și în civil. Să vedeți că tot mai frumoasă sunt așa. Tot mai frumoasă ești în costum. Vă bucur că ai venit. Și eu succes, sănătate, mult îți doresc. Mulțumesc. La fel nu te mari la facultate. Fii atentă că te urmăresc. Promit că nu o să vă dezamăgesc. Așa să faci. Succes și acum, uite, pentru ultimele două melodii am ales aici Pădure, soro, pădure și mi-am pus busuioc în păr. Și am observat ceva. Că ții busuioc la tine. Da, da. Și un lucru iar foarte o poveste bine. Foarte frumoasă, dar nu știu dacă mai am zi, să spun. Te rog. Era o doamnă bătrână pe stradă și m-am dus să-i dau și eu ceva. Și mi-a zis, mamă, tu fusă singura fată astăzi de-mi dădu și mie ceva. Cred că era ceasul foarte târziu. Și i-am spus să rămână mămaie, să vă dea Dumnezeu sănătate. Auzi, mamă, dar tu cu ce te ocupi? Și am spus că eu când muzică populară sunt student la facultate. Auzi, fii atentă ce spune aici. M-a luat de mână, m-a strâns să porți mereu busuioc și un cup de tămâie la tine. Într-o punguță să-l ai mereu la acolo. Sau mir, eu am îngeată mir. Și mir, am și mir. Și târnoseală, ai târnoseală? Nu, nu. Nu știi ce e aia? Nu știu ce e târnoseală. Când se sfințește o biserică, se pune un material ca fața de masă, să spun, pe care se îmbibă cu mir, cu uleiuri, cu plante. E o poveste întreagă, ca să o spun pe scurt. Aceea doar se taie fâșii și o porți la tine târnoseala și îți poartă noroc. Eu am târnoseala la mine, lasă că îți dau eu târnoseala. Mulțumesc, să știi. Frumos. Din puținul meu îți dau și ție. Mulțumesc. Ca să-ți poartă noroc și eu am mir la mine, să știi. Și eu am la mir. Da.
Așa că, uite, important e să fii credincioasă. Ești credincioasă? Da. Da? Da? Te duci la biserică? Pot să spun că mă duc în fiecare săptămână, dar Dumnezeu e aici în sufletul meu. Mă rog în fiecare seară și în fiecare dimineață. Și cred foarte mult în Dumnezeu și datorită Dumnealui și oamenilor pe care mi-a pus în cale, am reușit să fiu ceea ce sunt astăzi. Da. Știi că nu trebuie să te duci la biserică neapărat. Da, da. Eu am colțul meu în cameră la mine unde am foarte colțul multe de raia, icoane. Așa da, zic și eu la fel, inclusiv da. Icoane pictate de mine, pentru că eu am și pictat icoane. Și... Doamne, deci doamna Carmina este o multifuncțională, deci dumneai face montaj, bijuterii, da, pictează. Bijuteria ce mai faceți, doamna Carmina, emisiuni? Ce mai faceți? Păi eu montez emisiunile. Cine să mi le monteze? Stai am seama. Fost absolut uimită de asta lângă mine, lângă calculator, acum dau din casă. Să vadă ea cum montez da, emisiune. Da, pentru că mie îmi place să fiu atentă la oamenii pe care îi consider un exemplu. Să fiu atentă ce fac, cum fac, pentru că... Să furi. Exact, pentru că îmi trebuiesc în viață chestii de astea. Mm-hmm. Păi vii pe aici, pe la studio, când s-o dat drumul la tot și sigur te că să da. Montezi. Sigur că da, și vă fac eu treaba. Așa. Mă mai scutești pe mine de... Da, de cu mare drag. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Și eu mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Vă doresc o seară excelentă, iar acum vă las în compania solistei de muzică populară, Larisa Cârlugea. Toate cele bune, la revedere! S-au dus păsărelele, măi, s-au dus căprioarele, măi. Pădure, soră, pădure, nu mai ai nici flori, nici mure. S-au dus păsărelele, măi, s-au dus căprioarele, măi. Doamna îți cad frunzele și te-mbrac în brumele, dar primăvara vei primenești. Doamna îți cad frunzele și te-mbracă brumele, dar primăvara verzești și iar te primenești. Și un pui rătăcind cu mama lui. Cât e pădurea de mare, nu vezi două căprioare, numai una și un pui rătăcind cu mama lui. Doamna îți cad frunzele și te-mbracă brumele, dar primăvara verzești și iar te primenești. Doamna îți cad frunzele și te-mbracă brumele, dar primăvara verzești și iar te primenești. Abia are și ea, măi, să mănânce și să bea, măi. Mai ai un izvor afară, să se adă pe o căprioară. Că abia are și ea, măi, să mănânce și să bea, măi.
Toamna îți scad frunzele și te îmbracă brumele, dar primăvara verzești și iar te primenești. Toamna îți scad frunzele și te îmbracă brumele, dar primăvara verzești și iar te primenești. Dar vine o primăvară și verzești tu soro iară, vin și păsărelele, măi, vin și căprioarele, măi. Dar vine o primăvară și verzești tu soro iară, vin și păsărelele, măi, vin și căprioarele, măi. Doamna îți scad frunzele și te îmbracă brumele, dar primăvara verzești și iar te primenești. Doamna îți scad frunzele și te îmbracă brumele, dar primăvara verzești și iar te primenești. Bădăioasă, să se îmbâlsească și să mă iubească, băieții. Măi, busuiocule, măi, nu fie rău, hai și ajută-mi cu farmecul tău. Busuioc! Mi-am pus busuioc în sână, măi, pe sufletel să-mi șadă el, să mă mângâie și să-mi spuie cine iubitul și cine îmi este sortitul. Măi, busuioace, măi, busuiocel, vezi și-l alege pe-al mai frumușel, busuioc! Păi zică lumea ori și ce, poate să spună ce vrea să spună, câte stele și câte luna. Păi zică lumea ori și ce, eu tot cred în dragoste. Casa, să-și uite masa și cu tot dragul pe seară să-mi treacă el plagul. Măi, busuioace, măi, nu fi sancheu, adul de vreme și ține-l târziu. Busuioc! Mi-am pus busuioc în pat, măi, să-i placă lui iubitul lui, să-i fie bine când e cu mine, să mi-l îmbete ca să-și uite de ale de fete. Măi, busuioace, tu știi ce vreau eu, ține mi-l mie, doar mie mereu, busuioc! Păi zică lumea ori și ce, poate să spună ce vrea să spună, câte stele și câte lună. Păi zică lumea ori și ce, eu tot cred.